3 minutes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, all three engines up and burning, 2, 1, 0, and liftoff, the final liftoff of Atlantis. Bun după amiaza! Se aude? M-aud? M-aud? 2-10, 2-10? Așa. Bine ați venit la un nou episod pentru cei care se uită de la distanță la chestia asta. Bine ați venit la o nouă prezentare pentru cei care au stat toată ziua aici. Am o mică rugăminte la voi, mai ales la oamenii din prime rânduri. Cine vrea să țină camera și să mă filmeze? Ar fi. Uite aici, am văzut deja în spate, sau dacă vrei să o ții tu foarte bine. Vezi să, dacă e pe rec, poți să verifici dacă e pe rec. Perfect. Și dacă vrei tu sau fetele din spate, super tare, asta o să meargă pe YouTube. Da. Ce faceți? Cum sunteți? Ce faceți? Cum sunteți? Ok, așa. Mai vii de acasă. Ok, stai, trebuie să găsesc telecomanda, că mi-au dat-o și în buzunar aici. Ok. Foarte mișto cercul ăsta. Întotdeauna mi-am dorit să ajung pe un cerc de genul. Și văd că e destul de confortabil. Tema de astăzi o să fie destul de interesantă și serioasă. Și o să vorbim despre cum găsești cel mai jmecher job. Și next, merge, funcționează. Cel mai jmecher job, voiam să zic. Da, deci ideea e că punctul la care plec e că noi trăim într-o lume incredibilă și de multe ori nu realizăm chestia asta, că ne trezim dimineața și nu ne dăm seama că trăim într-o lume extraordinară. Adică nu mai gândiți-vă la evenimentul de astăzi. Scuze, nu e nici problemă. Gândiți-vă la evenimentul de astăzi. Suntem aici, nu știu, 100-200 de oameni cât suntem și avem ocazia să purtăm discuția asta, să interacționăm cu multe persoane, dar sunt mult mai mulți oameni acasă care prin intermediul tehnologiei o să vadă, nu știu, 10.000 sau 100.000 de oameni o să vadă ceea ce s-a discutat astăzi aici. Și lucrul ăsta se întâmplă la o scală globală, suntem așa de bine conectați între noi încât e greu de imaginat din perspectiva strămoșilor noștri. Pentru că dacă ne uităm din perspectiva strămoșilor noștri, ceea ce trăim noi acum ar trebui să fie pură fericire, adică asta e altceva. Ar trebui să te trezești dimineața, să deschizi ochii și să mergi așa pe o alee de aur, să fii complet fericit, pentru că noi nu avem război, noi avem pace, noi nu avem boli care să macine un continent întreg, avem tot luxul din lume. Sunt împărați care au trăit acum sute de ani și care nu au avut șansa pe care, nu au avut confortul pe care noi îl avem. Nu au avut acces la telefon. Mulți împărați ar fi dorit să aibă un telefon, să sune, să vadă ce face ăla din colțul regatului, să-l pună să rezolve anumite probleme. Noi avem, de exemplu, avem luxul de a merge la dentist. Asta o luăm de-a gata, pentru că putem să predicem că la 60-70 de ani o să avem dinți în gură. Lucru care acum ceva timp nu era posibil, acum câteva sute de ani. Și dacă ne gândim din punctul ăsta de vedere, mergem într-un magazin, faceți un exercițiu de imaginație aici. Într-un magazin, într-un supermarket, sunt zeci de mii de produse, da? Sunt zeci de mii de produse și dacă ne gândim câți oameni au lucrat în fiecare fabrică a fiecărui produs ca să ajungă produsele la noi, sunt sute de mii de oameni sau milioane de oameni care au lucrat ca noi să putem să mergem să scoatem niște bancnote din buzunar și să ne cumpărăm ce vrem noi. Și e o lume în care ar trebui să fim fericiți și cu toate astea, apare un contrast aici, apare un contrast și dacă ne uităm în jur, o mare parte din oameni, îndrăznesc să spun că poate chiar majoritatea oamenilor, nu sunt complet împliniți, nu sunt complet fericiți și trăiesc viața ca și cum ar avea o povară, trebuie să trăiesc dimineața cu încă o zi, abia aștept să se termine ziua asta, se trezesc cu sentimentul ăsta de angoasă în ei. Ceea ce e complet paradoxal și o mare parte din economia acestei fericiri sau din mulțumirea pe care un om o obține este dată de job, de activitate, de munca pe care noi o facem zi de zi, de scopul nostru pe planeta asta până la urmă. Sigur, mai sunt și alte componente, dar despre asta o să vreau să vorbesc astăzi. Și mesajul de astăzi este pentru cei care speră la ceva mai mult, care știu că există o lume dincolo de jobul ăsta clasic, de societatea asta care pare așa dură din exterior și sunt acei oameni care au un vis, care au o speranță ei, care au o voce în interior pe care ți-e frică să o scoți afară, ți-e frică să o pui în lumina lumii, de frică că o să o spulbere realitatea. Sunt oamenii care se uită la alți oameni și caută motivație și eu la rândul meu am fost în punctul ăsta acum câțiva ani de zile, am fost în situația asta și tot așa mă agățam de orice
de orice om, orice vorbă care putea să mă mențină pe traiectoria pe care voiam să merg. Și acum poate e rândul meu să dau asta mai departe, poate o să fie util pentru cineva. Pentru cei care nu se încadrează și care sunteți deja fericiți cu viața voastră, puteți să nu vă uitați la video sau la prezentarea asta, pentru că nu e pentru voi. Dați next, dați skip, uitați-vă la alte videouri de ale mele, urmăriți-mă pe Instagram, pe YouTube. Da. Bun. Și o să încep prin a prezenta, am prezentat mie viața și de ce sunt în măsură să vorbesc despre lucrurile astea și de ce pot fi, să zicem, un exemplu pentru anumite persoane. Cine sunt, voiam să spun că sunt jmecher. Și de ce spun că sunt jmecher e că de-a lungul vieții mele am 25 de ani acum și mi-e greu să mă încadrez într-o singură etichetă. Adică am încercat mai multe arii de-a lungul timpului. Am încercat vlogging, am reușit să creez o comunitate de 150.000 de oameni de care sunt foarte mândru și dacă vă regăsiți... E cineva care mă urăște pe YouTube aici? Da, super, mulțumesc mult! Adică chestia asta e foarte tare pentru mine, sunt atât de încântat. Am fost software engineer și încă sunt, programez și am lucrat la companii de tot precum Google sau Facebook. Am locuit în mai multe țări, în Elveția, în Anglia, în America. Muzică, am un proiect de muzică național prin care avem show-uri în toată țara și vin sute de oameni să cânte cu noi, ceea ce e incredibil și e imposibil de conceput în mintea mea acum 5 ani. Mai nou lucrez cu oamenii de aproape să-i ajut să treacă din corporații, să treacă în mediul ăsta de freelancing, oamenii care sunt programatori, să obțină o viață mai șmecheră, o viață mai liberă, mai flexibilă și să scape de menghina asta unui job insuportabil. Și da, toate lucrurile astea fac parte din viața mea acum, adică chiar sunt mândru de viața pe care o am și sunt mândru pentru că știu că n-a fost o călătorie ușoară până aici și am lucrat mult, a fost un proces îndelungat, nu a fost așa ceva peste noapte și mă bucur că sunt astăzi în punctul ăsta în care pot să vin în fața voastră să țin o prezentare, mă bucur că sunt în punctul în care săptămânal zeci de mii de oameni se uită la videole pe care le postez, mă bucur că sunt în punctul în care sunt și e un moment în care pare că toate planetele încep să se alinieze așa pentru prima dată în viață și să capete un fel de, să aibă un sens, o direcție, știi? Bun, sunt recunoscător pentru asta și acum vreau să explic 7 lucruri pe care eu le-am învățat în cele 25 de rotații pe care le-am dat în jurul sarului. În curând se fac 26 și în primul rând aș vrea să încep cu creativitatea și impact. Mulți dintre voi, sau cu siguranță cu toții de aici, nu putem să ne punem sub umbrela unei singure etichete. Am menționat și eu mai devreme că am fost implicat în mai multe activități, în muzică, în informatică, în editare video, în vlogging și mi-e greu să pun o singură etichetă asupra mea să spun că da, sunt programator sau da, sunt vlogger, pentru că asta nu mă definește pe mine ca persoană. Și atunci, intersecția, numitorul comun pe care l-am găsit la toate activitățile pe care le-am făcut a fost ca activitățile respective să conțină aceste două elemente, creativitate și impact. Adică vreau ca lucrurile la care lucrez să necesite o oarecare sclipire, să necesite o oarecare creativitate, să nu fie o muncă robotică din partea mea și munca pe care o fac să aibă un impact asupra oamenilor din jurul meu. Și lucrurile astea se regăsesc atât în informatică, atât în vlogging, cât și în muzică. Elementele astea două sunt esențiale în societatea de azi, o societate care devine din ce în ce mai greu de uniformizat prin jobul ăla clasic. Adică pe vremea părinților noștri poate intrai la un job cu o fișă a postului și ieșai la pensie cu aceleași atribuții. Lucrul ăsta nu mai e valabil în ziua de azi, pentru că lucrurile se schimbă într-un ritm foarte alert. Întotdeauna a fost schimbare, nu vreau să dramatizez aici că suntem noi mai speciali, dar în ziua de azi e ceva mai accelerat. Și atunci, cei care se adaptează reușesc. Cei care nu se adaptează sunt lăsați în afara jocului. Și adaptarea dintotdeauna a fost un element important în a supraviețui în societate. Și pe de altă parte, vorbeam de societatea noastră de astăzi și având în vedere că da, e ok, e o societate foarte mișto, că ne ajută foarte mult, ne pune totul la dispoziție, dar are și o capcană inclusă acolo din punctul ăsta de vedere, și anume faptul că suntem abordați de o grămadă de surse de informație, toată lumea încearcă să ne capteze atenția, sunt o grămadă de medii care vor să ia atenția ochilor noștri, avem Facebook, avem Instagram, avem reclame pe stradă, avem toate mediile astea vor să ne ia atenția și ne fragmentează atenția, asta e foarte important. Și oamenii care reușesc să scape de ciclul ăsta vicios de captare atenției, oamenii care reușesc să mențină focusul, să stea axați pe ceva și să persevereze, nu neapărat să fie perfecți în fiecare zi, dar să muncească zilnic pe mai mult timp
pe un singur lucru, să mențină perseverența asta și dacă combin perseverența asta și cu adaptarea, oamenii ăștia o să conducă lumea și conduc lumea, garantez lucrul ăsta. Deci astea sunt două skill-uri nemaipomenit de importante, cele mai importante două skill-uri în societatea noastră. Acum am un mic spoiler alert pentru voi. În căutarea jobului ăsta ideal, cu toții ne dorim să avem un job ideal la care să fim împliniți și așa mai departe, în căutarea acestui job s-ar putea să vă loviți de o problemă, și anume jobul ideal nu există. Nu o să mergi la un târg de cariere și nu o să găsești acolo jobul ideal, nu o să-l găsești pe internet, nu o să vină cineva să te roage, hei, cu tare, poftim, ăsta e jobul pe care l-ai căutat toată viața aici pentru tine, doar trebuie să semnezi hârtia asta. Nu există așa ceva, pentru că jobul ideal ți-l construiești. Pentru jobul ideal muncești și e o călătorie de mai mulți ani până ajungi acolo și e o muncă activă și nici nu știi în punctul ăsta care o să fie jobul ideal și cum o să se schimbe pe parcurs. Dar ca să ajungi acolo există câteva metode pe care o să vi le împărtășesc în continuare și la nivel mai macro, și anume numărul 4, găsește-ți tribul. Foarte mișto comparația asta cu trib, nu e a mea, am luat-o dintr-o carte, nu mai știu unde am citit-o exact. Dar ideea e că atunci când realizezi că ceea ce faci în prezent nu mai e satisfăcător pentru tine, te pui într-o minoritate, te pui într-o minoritate de oameni și automat ce se aplică majorității nu ți se mai aplică ție. Și asta e o observație foarte importantă, pentru că îți dai seama că ceea ce își doresc prietenii tăi, prietenii pe care ai acum, poate nu ți se mai aplică ție, poate nu mai trebuie să mergi la activitățile pe care ei le au, poate îți dorești, pentru că tu o să aveți alte idealuri, poate glumele pe care ei le fac nu o să mai fie la fel ca tine, în același timp, poate și mai dureros atât, trebuie să cobori de pe piedestalul de erou ceea ce înseamnă părinții tăi. Poate părinții tăi sunt oameni foarte mișto, dar nu au aceleași aspirații ca tine, au trăit alte în vremuri, au văzut alte lucruri și trebuie să te îndepărtezi puțin de asta. Nu zic să îi îndepărtezi pe ei, ține-i aproape pentru că au sfaturi bune, dar să ai un ochi mai critic asupra ceea ce îți influențează viața. Și aceste măsuri o să fie destul de dure și te izolează. E un sentiment de solitudine care te înconjoară. S-ar putea să pară o lume singuratică din punctul ăsta de vedere, dar asta e pasul sănătos și necesar pentru așa ceva. Vestea bună pe care pot să o confirm este că oamenii ăștia există, tribul ăsta există undeva, oamenii pe care îi cauți și care au aceeași aspirație ca și tine sunt acolo și tuturor trebuie să-i cauți. Și când o să-i găsești, o să facă așa un click și o să fie perfect și o să-ți dai seama că ai nimerit în locul potrivit. Dar trebuie căutați, ori online, ori offline, undeva, trebuie să-i găsești, te înconjori cu ei. Contează enorm de mult. Mai departe, viața merge înainte, indiferent dacă îți place sau nu, indiferent dacă îți place jobul sau nu, indiferent dacă vrei sau nu să duci la facultate, în viață nu poți să te oprești din a face alegeri, că e ca mersul pe bicicletă și aici trebuie un fel de algoritm pentru a face alegeri cât mai bune. Și algoritmul pe care eu l-am identificat e să fac alegerile, chiar dacă nu-mi plac, să fac alegerile care îmi oferă cel mai mare grad de flexibilitate și astfel încât să îmi permită să iau decizii mai mișto, mai târziu în viață. Și, de exemplu, dacă tu ai 18 ani, ești la liceu și trebuie să te duci la facultate și nu știi exact ce vrei să faci cu viața ta, nu te duci la facultate de medicină sau facultate de drept, pentru că e cea mai mare greșeală, pentru că sunt facultăți grele care necesită mult efort, multă energie și nu te duci la facultății astea doar pentru că părinții tăi spun că trebuie să mergi acolo sau doar pentru că dă bine pe Facebook să scrii că ai început să studiezi la facultate de medicină sau că prietenii tăi spun asta. Asta e cea mai mare prostie pe care poți să o faci. În schimb, alege o facultate care îți promită un venit mișto pe mai târziu. Aici vă dau un mic hint. Facultatea asta e informatică, că se plătește foarte bine în informatică și e destul de ușor, e cerere mare pe piață și așa mai departe. Dar, da, informatică. La fel, pentru mine, faza cu alegerile, eram și eu bântuit de spectrul ăsta de a intra într-un job de corporație care să mă sece, să-mi ia tot sufletul și ca să amând chestia asta și să construiesc o ieșire, soluția pe care am găsit-o a fost să merg la internship-uri, să lucrez 3 luni pe ani la Google sau la Facebook în altă țară. Făceam destul de mulți bani acolo și după aia mă întorceam și timp de 9 luni de zile săpam acest tunel metaforic spre o ieșire. Și a funcționat, pentru că puteam foarte ușor să mă duc acolo, să mă angajez full-time și să nu mai fiu astăzi aici cu voi. Un alt aspect extrem de important, numărul 6, este munca și umilința. În drumul ăsta, care nu se aplică majorității, e nevoie de mult mai multă muncă, pentru că nimeni nu te ajută, nimeni nu e acolo cu tine și nimeni nu o să vină să te ajute. Asta e destul de clar.
Și e nevoie de foarte multă muncă, e nevoie de foarte multă muncă și umilință. Și era un citat al lui Roger Federer, pe care l-am auzit acum ceva ani și de atunci a rămas cu mine, și el spunea că there's no way around hard work, just embrace it. Adică nu are rost să încerci să ocolești partea dificilă, pentru că nu o să ajungi nicăieri și depui mai mult efort ocolind, mai bine începi să ai de muncă și te duci all in și treci de lucrurile grele. O să fie nevoie de muncă, ceea ce vedeți voi aici, faptul că eu sunt aici în fața voastră astăzi, nu e rezultatul unui efort de ieri până azi. Sunt 10 ani de zile în spate sau 11 ani de zile în care eu am stat în camera mea din Craiova sau în camera mea de cămin, tocind tastatura, scriind programe al negru, fără să mă vadă nimeni, fără să mă audă nimeni. Am devenit mai cunoscut într-adevăr în ultimul an de zile, în ultimele luni, dar munca a fost acolo în spate și marea parte de iceberg care e sub apă, se aplică, e un principiu foarte valabil, că se aplică la toate persoanele. Și munca trebuie să fie parte din plan și umilința. Tot timpul trebuie să fii, am observat că trebuie să fiu dispus să plec de jos. Adică eu mergeam, spre exemplu, mergeam să lucrez la Google sau la Facebook și primeam câteva mii de euro acolo, poate făceam în 3 luni cât făceau alții într-un an, dar, și puteam să duc o viață destul de miștoare, că puteam să -mi iau mașină, puteam să stau în cele mai șmechere apartamente, să zic, dar cu toate astea mă întorceam și timp de 9 luni stăteam în camera mea de cămin din Grozăvești, mâncam zacuscă, trăiam cu gândaci acolo, tocmai în ideea de a construi drumul ăsta, pentru că dacă mergeam pe altă direcție, nu mai eram astăzi aici și cu siguranță asta a fost alegerea mai grea atunci, dar alegerea mai potrivită, a fost alegerea corectă și nu o regret, aș face-o din nou. Iar ultimul punct, punctul numărul 7, este să oferi fără să aștepți ceva în schimb. Habar n-am cum funcționează chestia asta, n-am înțeles-o, dar știu că funcționează. Și mi s-a dovedit de mai multe ori în viață și vlogul a fost un exemplu în direcția asta, pentru că am început vlogul și eu lucrez, nu știu, 20-30 de ore pe episod și la început am lucrat 9 luni de zile, fără să se uitau, nu știu, 1000 de oameni, se uitau câteva sute de oameni la fiecare video, să lucrezi 20-30 de ore la un episod, oferind valoare, adică oamenii care se dau chiar îi ajuta și poate chiar le-a schimbat viața cât de puțin acolo, dar eu nu primeam nimic în schimb și aveam să aflu mai târziu, un an mai târziu că vlogul ăsta o să-mi schimbe viața. Și a fost doar pentru faptul că am oferit, am fost insistent în chestia asta fără să aștept ceva în schimb. Și mi s-a mai dovedit lucrul ăsta, din nou, nu știu cum funcționează, dar funcționează și am luat-o ca o axiomă în viața mea și de atunci o recomand tuturor. Cam astea au fost cei 7 pași. Un ultim gând de final ar fi că nu există scuze. Toți cei care sunteți aici și dacă v-ați identificat puțin cu mesajul povestii sau cu ceea ce am spus aici, toți cei care ați văzut asta nu aveți o scuză în a nu reuși. Trăim într-o lume care e plină, plină, plină de oportunități. Avem informație, avem acces la informație, informația e gratuită, informația se transformă în skill, skill-ul se transformă în valoare pe care tu poți să aduci în lumea din jur și asta se transformă în ceea ce tu poți să primești înapoi. Așa că nu aveți scuze. Nu o să fie la fel drumul vostru, nu are rost să încercați să mă copiați pe mine sau să copiați pe altcineva sau să încercați să faceți ca altcineva, pentru că o să vi se arate vouă calea oriunde v-ați duce și oricum ați face. Și cam asta am avut eu de spus. Acum e rândul vostru să vă găsiți cel mai jmecher job și mulțumesc, eu sunt Cristi. Mersi, camera. Mersi mult. Cum te cheamă? Aplauze pentru Cristi, pentru că a ținut la revedere, seară faină!